Proiectul pare că vine în sprijinul locuitorilor, aceștia având posibilitatea să-și anvelopeze locuințele în parte pe banii Uniunii Europene. 60% din costul investiției este suportat de către Comunitatea Europeană, restul împărțindu-se între primărie și locatari, în funcție de venitul per membru de familie. În sensul reabilitării blocurilor, 60% din costuri vor fi suportate de Comunitatea Europeană, 30% de către administrația locală și 10% minim de către administrațiile de locatari. Că funcție de venit se și constată cât trebuie să plătească, da? 10%, 20% sau chiar 30% pentru familiile care au până la 500 de euro pe membru de familie venit. Revolta a pornit la doar 5 minute de la începerea ședinței, când inginerul proiectului a explicat că acel procent care trebuie suportat de către locatari înseamnă de fapt o investiție între 1500 și 2000 de lei, în condițiile în care ploieștenii pot face singuri aceleași investiții cu 1000 de lei. Păi dumneavoastră credeți că o să le facă chiar toți? Domnul Ger, în primul rând nu sunt bani. În primul rând sunt mulți pensionari, în al doilea rând sunt tinerii care nu au servici. De unde credeți de asta că iau ei bani? Cum ziceți dumneavoastră, 15-20 de milioane? Ploieștenii sunt supărați pentru că nu mai pot avea încredere în autorități care fac astfel de proiecte doar pentru a le lua ochii. Oamenii au adus în discuție ordonanța 18/2009, în urma căreia s-au selectat pentru reabilitarea termică blocuri care nu necesitau această investiție urgent. Răspunsul autorităților nu a încetat să apară, deși nu a fost tocmai la obiect. A fost discriminatoriu acea hotărâre și modul cum s-a hotărât ce blocuri să intre în aceste developări. Prin tragere la sorți, trebuiau funcție de vechimea blocurilor, da. Nu și de gradul de degradare. Vreau să vă spun că nu-i corect. Aveți perfectă dreptate. Vreau să vă spun. Conform ceea ce spuneți dumneavoastră. Sigur, ceea ce spuneți dumneavoastră acum este foarte corect. Și eu vreau să vă spun, tocmai de-aia această ordonanță 63 vine în completarea OG18, care era nedrept în 2009. Foarte nedreaptă. Așa, și acum se reabilitează și locuințele unifamiliare, adică și casele. După atâția ani în care ploieștenii au avut parte doar de promisiuni, nu și de fapte, cu greu se vor mai încrede în autorități. Și există riscul ca astfel de revolte să apară la orice întâlnire dintre autorități și localnici. Poate că acesta este și motivul pentru care primarul Bădescu nu a fost prezent, deși administratorii de bloc fuseseră anunțați că va veni și el.